Cei 8 sălășeni arestați preventiv în dosarul păcănelelor măsluite rămân după gratii. După ce la finalul săptămânii trecute, judecătorii Curții de Apel Cluj au respins contestațiile formulate de către aceștia împotriva deciziei Tribunalului Sălaș, prin care instanța sălășană a admis cererea procurorilor DICOT privind arestarea 8 inculpați în urma perchezițiilor ce au avut loc în data de 29 octombrie în Sălaș și în județul Maramureș. Este vorba de Dan Costelian, Ceașca Radu, Coman Claudiu, Paneș Remus, Covaci Paul, Gâlgău Alexandru, Chițcăl Robel și Crișan Ionuț. Reamintim că procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Sălaj, au efectuat în cursul zilei de joi 29 octombrie 96 de percheziții domiciliare în județele Sălaj și Maramureș. Potrivit acestora a fost vorba de o acțiune ce a vizat destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și economice în domeniul jocurilor de noroc. S-a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a 7 persoane, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Procurorii DICOT au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui număr de 7 inculpați care au fost prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Liderul grupului infracțional respectiv, Dan Costelian, s-a prezentat la DICOT Biroul Teritorial Sălaj, sâmbătă 31 octombrie pentru audieri, întrucât în momentul constatării infracțiunii flagrante, acesta se afla în orașul Miami din Statele Unite ale Americii în scop turistic, după cum au precizat anchetatorii. Bărbatul a fost reținut pe o durată de 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor menționate anterior, iar ulterior a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, ce a fost admisă de Tribunalul Sălaj duminică 1 noiembrie. În urma percheziției domiciliare efectuate la societatea administrată de inculpat a fost descoperit un seif în care au fost identificate următoarele sume de bani: 129.080 de euro, 175.799 de lei, precum și cantitatea de 561 de grame de aur. Aceste bunuri au fost indisponibilizate de către organul de urmărire penală până la soluționarea cauzei. În continuare se vor efectua cercetări pentru stabilirea prejudiciului cauzat și identificarea tuturor bunurilor provenite din desfășurarea activităților infracționale, au concluzionat anchetatorii.